Orașul Vânjumare este un șantier în lucru și asta datorită implicării autorităților publice locale, cât și sprijinului acordat de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, orașului natal. Investiții ample sunt în derulare, dar lucrurile nu se opresc aici. Urmează noi vești bune pentru locuitori. Proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din orașul Vânjumare, care cuprinde peste 10 km de străzi, este în stare avansată de implementare, astfel că cea mai mare parte a lucrărilor a fost deja realizată. Pe străzile care au fost asfaltate s-au făcut trotuare, rigole betonate pentru regularizarea apelor pluviale, astfel încât să nu existe risc de inundații. În perioada următoare, autoritățile locale, sprijinite de șeful de la Consiliul Județean, vor depune toate eforturile ca și cealaltă jumătate a urbei să fie asfaltată. Eu, care m-am născut și am crescut în Vânjumare, de fiecare dată când văd ce s-a făcut acum, deși am urmărit cu atenție fiecare detaliu executat aici, rămân surprins plăcut de fiecare dată. Este adevărat că s-a asfaltat aproape jumătate din Vânjumare, s-au făcut trotuare peste tot, rigole betonate pentru a regulariza cursul apelor pluviale, astfel încât să nu existe vreun risc de a se inunda vreo gospodărie în oraș. Sunt mulțumit de ritmul în care s-a lucrat, de calitatea lucrărilor, mai sunt câteva străzi de asfaltat. Cea mai importantă stradă este, de fapt, strada Rahovei, din centrul orașului și până aproape de unitatea militară, care e adevărat că este asfaltată, dar a fost afectat asfaltul atunci când s-au făcut lucrările de alimentare cu apă și de canalizare. Când toate vor fi terminate, jumătate din oraș va fi schimbat total în ceea ce privește infrastructura rutieră. În ceea ce privește cealaltă jumătate, așa cum am spus de fiecare dată, locuitorilor acestui oraș, cunoscuților, prietenilor mei, tuturor care m-au întrebat pe acest subiect, să aibă puțină răbdare, se vor obține fonduri și se lucrează în momentul de față la documentația tehnică, astfel încât atunci când vor fi terminate lucrările în această jumătate, să înceapă lucrările să se asfalteze, să se înlocuiască piatra cubică și pe celelalte străzi, astfel încât peste 2-3 ani de zile să putem discuta despre faptul că tot orașul a fost reabilitat, a fost modernizat în ceea ce privește străzile orașului. Și cred că la momentul acela absolut toți oamenii vor fi mulțumiți. Locuitorii acestei zone spun că ceea ce a făcut președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru orașul natal Vânjumare, împreună cu autoritățile locale, este un vis devenit realitate. Am crescut, am trăit aici, iarna părinții ne scotea în spate ca să ne scoată ori în partea, ori în partea asta, de nemult ce era până la genunche și apă și mizerie și tot ce s-a făcut acum, ce a făcut domnul președinte, că dânsul a sunat mult, mult pentru străzile ăștia, în care zona asta, că asta a fost cea mai rea, a făcut foarte mult pentru noi. Noi decât mulțumit trebuie să aducem. Și în special PSD-ului, că PSD-ul a bătut mult, mult, mult să facă aceste străzi. Zona unde s-a reabilitat drumurile este extraordinar de bine. Nici nu visam. Acum simțim și noi că trăim la oraș. Până acum era dezastru. Mulțumesc partidului PSD și oamenilor care conduc acest partid, le mulțumesc foarte mult pentru că arată adevărat oraș. A fost un oraș agricol, dar acum arată un adevărat oraș. Oraș care ți-a drag să mergi prin el, să plimbi prin el. Tandemul Aladin Georgescu-Alexandru Mijaiche a reușit să atragă investiții importante în toate domeniile în orașul Vânjumare, iar oamenii de aici vor beneficia de proiecte care vor contribui la dezvoltarea nivelului de trai din această zonă. Cei doi lideri, Aladin Georgescu și Alexandru Mijaiche, au demonstrat că se poate face performanță administrativă în folosul cetățenilor și că doar cu dăruire, muncă și implicare poți să îmbunătățești viața celor care te-au ales să-i reprezinți. Oamenii spun numai lucruri bune, spun numai de bine, sunt foarte mulțumiți. Nu știu dacă ați văzut înainte de a se face această asfaltare, că într-adevăr, așa cum vă spuneau și cetățenii, era un adevărat dezastru, este incomparabil. Nu este singura investiție, avem foarte multe, unele sunt pe finalizare, altele sunt începute, sunt în stadii de studii, dar eu zic că ăștia 4 ani o să se vadă rezultatele. Deja se lucrează la studiu pentru cealaltă parte de oraș, deci v-am zis că aici sunt vreo 10 km cu aproximație, partea de sud, cum zicem noi, iar partea de nord mai sunt încă vreo 13 km, s-a început studiu și sperăm ca anul următor
peste un an jumate să începem și acolo. Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, a contribuit la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din orașul natal Vânju Mare în toate domeniile. Se lucrează intens la modernizarea spitalului din localitate, iar cetățenii vor beneficia în scurt timp de o infrastructură de sănătate modernă și de servicii medicale la standarde europene. În ceea ce privește cealaltă jumătate a străzilor care nu a fost prinsă în proiect, autoritățile județene împreună cu cele locale vor căuta soluții pentru obținerea finanțării, astfel încât în perioada următoare să se modernizeze și această zonă a orașului.